domnul Oprica. Dacă nu mai sunt alte interpelări, să fim îngăduitori cu toți cei care au o anumită stare. Uneori și prostia e să tratează tot cu pastile sau cu altceva. Din acest punct de vedere, o să fac o referire la ce a spus domnul Mara Iulian, domnul consilier. Cred că este o sugestie și o soluție bună, pentru că poliția locală nu face față la toate aceste situații din cartiere. Evaluarea unor sisteme cu factori de risc care să fie implementate în anumite zone de acest fel, cred că ar fi o soluție și o să solicităm poliției locale să pornească o evaluare din acest punct de vedere și să montăm echipamente care să prevină anumite situații de acest fel și în același timp se pot și monitoriza anumite situații, pentru că avem sesizări de la cetățeni care ne sună și pe noi și ca urmare a faptului că am făcut amenajări în cartiere, sigur că sunt o serie de cetățeni sau persoane care au o anumită abordare, un anumit comportament care deranjează cel puțin seara pe mulți locatari și sunt, din acest punct de vedere, cred că pertinente aceste soluții și variante la care a făcut referire domnul consilier Mara. O să luăm în calcul și o să implementăm un asemenea sistem în timp, nu se poate dintr-o dată, dar este o soluție, cred eu, bună din acest punct de vedere. Pentru toți cei care sunt prezenți și care poate au la fel o referire în acest punct de vedere, e bine să cunoaștem că în stare de urgență sau în stare de alertă nu se fac concursuri de angajare și nu se pot face interviuri pentru angajare. Așa că cei care vorbesc să se afle în treabă, ar fi bine să cunoască faptul că există prevedere legală din acest punct de vedere și la Salvamont. Domnul director care și-a exercitat mandatul a ieșit la pensie. Ieșind la pensie, cineva trebuie să preia și să gestioneze activitatea curentă din acest punct de vedere și asta se întâmplă cu o persoană din interior care are o calitate în serviciu și care, practic, gestionează activitatea curentă din acest punct de vedere. Sigur că va fi un concurs, sigur că va fi o procedură care se va derula, dar în această perioadă de stare de alertă, acest lucru este blocat și este blocat în toată țara. Domnule consilier, e bine să cunoaștem legislația. În rest, alte afirmații și alte interpretări nu sunt decât doar așa ca să se spună anumite lucruri, să se facă anumite afirmații ca să existăm în activitate, să zic așa, din acest punct de vedere. Mai departe, o să-l... cu referire la doamna Vlase, doamna Vlase a fost în audiențe, s-a întâlnit și cu arhitectul șef, ne-am întâlnit și cu domnul viceprimar și cu am primit și eu anumite înscrisuri. A fost o propunere și pentru bugetare participativă care, din păcate, nu a întrunit nici un procent. O să trebuiască să ne adaptăm din acest punct de vedere și să găsim o soluție. Arhitectul șef cunoaște despre ce este vorba și se va preocupa din acest punct de vedere. I-am transmis ea legătura cu proiectantul respectiv care a înaintat un concept și pe acest concept o să detaliem și o să stabilim care sunt pașii procedurali care sunt de făcut, pentru că noi nu putem să intrăm într-un contact din acest punct de vedere ca și procedură cu cineva care nu are niște pași procedurali făcut, adică poate că nu se cunoaște acest lucru, dar în această situație suntem, problema se cunoaște și o să se întâmplă acest lucru în următoarea perioadă. Acum, cred că cetățenii și oamenii conștienți de o anumită situație pe care o parcurgem, nu trebuie neapărat să-i forțeze cineva și să avem măsuri coercitive din acest punct de vedere, apelând la înțelepciunea și la conștientizarea oamenilor că trebuie să poarte mască pentru a preveni efectele pandemiei. Putem să punem noi panouri în fiecare colț de stradă și pe fiecare
stradă, dacă este posibil, dar dacă cetățenii nu înțeleg acest lucru, sigur că nu rezolvăm problema. Avem pe ordinea de zi astăzi și v-am propus să fiți și să vă rog frumos să fiți de acord ca să discutați primul punct la ordinea suplimentară cu referire la faptul că în municipiul Brașov am făcut ieri comitet local pentru situații de urgență, am cerut o hotărâre în acest sens ca la nivelul municipiului Brașov să distribuim noi un set de măști pentru persoanele care sunt în această categorie vulnerabilă, care trebuiau să primească, conform ordonanței de urgență elaborată de guvern, acele materiale, aceste produse. Din păcate, știm cu toții, licitația este contestată în momentul de față și este într-o procedură de analiză în instanță. Până se va reglementa această situație, am gândit că este bine ca dumneavoastră să fiți de acord cu propunerea care vă fac astăzi, să emitem o hotărâre de Consiliu Local, așa cum am făcut și altă dată, ca aceste măști să fie distribuite prin intermediul Direcției de Asistență Socială, pe care am mandatat-o să se ocupe de acest lucru și are evidența acestor persoane ca și bază de date și se va întâmpla acest lucru imediat după ce dumneavoastră, dacă veți aproba această hotărâre de Consiliu Local, se va întâmpla acest lucru din stocul de măști care îl avem în momentul de față achiziționat de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în paralel demarând o nouă procedură de achiziții pentru un alt stoc de materiale respectiv și de măști, care vor fi achiziționate și pentru anul de învățământ, pentru deschiderea școlilor, ca urmare a discuțiilor și analizelor care le-am făcut împreună cu Inspectoratul Școlar Județean. Este foarte ușor să stai într-un birou, să te ascunzi după o fereastră și să te pitești undeva și să vorbești și să n-ai curaj să te duci pe stradă sau să activezi în zona publică, că ți este teamă. Trebuie să ne asumăm responsabilități, iar cei care suntem în funcții publice, cred că știm ce înseamnă acest lucru și este bine să conștientizăm din punctul acesta de vedere ceea ce avem noi ca și responsabilități și atribuții. Ca primar și ca președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, facem exact ceea ce trebuie și în conformitate cu prevederile legale și cu alte atribuții pe care le avem la nivelul municipiului Brașov împreună cu alte instituții publice responsabile ca și gestiune pe care o avem noi de făcut și am făcut-o și o să facem în continuare exact ceea ce trebuie din acest punct de vedere. Pentru domnul Șovăială, n-are una cu alta. Lucrurile sunt diferite. Unele sunt cheltuieli care sunt pe capitole bugetare, care se încadrează la capitolul investiții, și altele sunt cheltuielile care sunt pe cheltuială de servicii sau activități de diferite feluri sau mijloace de inventar sau alte asemenea lucruri care sunt total diferite unele față de altele. Ceea ce facem, facem tot pentru oameni, facem tot pentru a reglementa și a rezolva anumite probleme sau situații. Amenajările le facem exact așa cum trebuie și din punct de vedere al necesității, cred că acest lucru se justifică, pentru că o rampă pentru persoanele cu handicap, pentru toaleta de sub tâmpa, cred că este justificată și este foarte bine să fie făcută. Și facem acest lucru pentru asemenea categorii de persoane care au această necesitate, pentru reparații de alei, trepte, mână curentă de acces, cred că este o soluție și este o necesitate pe care trebuie să o luăm în calcul, iar amenajări pentru persoane, ce știu eu, de o anumită categorie de vârstă, pentru copii sau pentru tineri, cred că aceste lucruri sunt justificate și sunt necesare, mai ales în această perioadă când trebuie să parcurgem, să spun, această perioadă de pandemie. Și apoi, până la urma urmei, într-o perioadă de criză, dacă nu se lucrează și dacă nu sunt investiții și dacă nu sunt activități nici în acest sens, înseamnă că este un ultim mesaj, să zic așa, ca și efecte ale unei crize, pentru că
din punct de vedere al activităților, lucrurile trebuie să continue mai departe și să facem ceea ce este de făcut în anumite domenii pe raza municipiului Brașov. O să facem și în alte domenii și în alte situații ceea ce este de făcut și o să gestionăm toate problemele cu care ne confruntăm. Rectificarea de buget de astăzi vine tocmai să echilibreze sau să reglementeze anumite situații și să facem ceea ce e de făcut acolo unde este necesar din punct de vedere al alocațiilor bugetare, al suportului financiar, și o rectificare de buget are totdeauna un asemenea scop, să echilibreze bugetul și să ajusteze cheltuielile în funcție de necesități și să luăm bani poate din anumite domenii fără de care putem să funcționăm sau să reducem anumite cheltuieli și să alocăm bugete acolo unde este necesar, pentru că deschiderea școlilor are nevoie de un efort în plus față de ceea ce am estimat noi la începutul anului când am elaborat bugetul. Situația asta la care am făcut referire acum cu decizia asta de a achiziționa noi aceste produse nu era prevăzută la începutul anului și a trebuit să reașezăm sume și bugete. Ideea de a dota elevii sau profesorii sau unitățile de învățământ, după ce ne-am întâlnit și ne-am consultat cu Inspectoratul Școlar Județean, la începutul anului nu aveam asemenea prevedere bugetară, pentru că nu știam că se va întâmpla acest lucru și acolo avem nevoie de sume pe care le-am luat din alte capitole bugetare, în așa fel încât să și funcționăm, să avem un buget echilibrat, dar să și fim realiști, să fim conștienți de ceea ce trebuie să facem noi împreună. Nu e vorba de primar, e vorba de decizii ale dumneavoastră, ale consilierilor locale, pentru că și dumneavoastră sunteți parte a deciziei administrative la nivelul municipiului Brașov. Este sugestiile care sunt referitor la transport, cred că sunt justificate și în ședința asta este în contact și conducerea societății de transport public. Cred că a auzit ceea ce a spus și cred că este justificată și o să ținem cont de aceste sugestii pe care le vor trebui modificări de trasee sau de linie de transport pentru a răspunde acestor necesități. Mă bucur că sunteți pe aceeași lungime de unde cu mine. În momentul de față se lucrează la anumite elemente de asta de a contura un anumit spațiu în zonă exterioară pentru a oficia căsătorii în zona adiacentă, adică în parcul Titulescu de aici, de vis-a-vis. Este o chestiune de zile până când se va întâmpla acest lucru. Să știți că eu căsătoresc de foarte mulți ani și este o plăcere să fac acest lucru. De obicei căsătoresc pe oricare cetățean care dorește sau solicită sau pur și simplu fără a avea o asemenea solicitare. Și să știți că am mână bună. Am căsătorit până acum poate în jur de 2000 de perechi. Cred că am o rată de succes de 90% pentru că familiile care au fost oficiate de mine au un parcurs bun, au familii, au copii. Divorțurile sunt într-o mică măsură un efect al oficierilor pe care le fac eu și mă bucur că mă întâlnesc cu perechi pe care le-am oficiat cu mulți ani de din urmă și îmi spun că ce le-am spus la oficierea căsătoriei le-a folosit în viața de zi cu zi și se bucură că am avut această posibilitate. Dacă aveți o sugestie și doriți, poate ce știu eu, în familie, o asemenea necesitate, vă stau la dispoziție oricând cu mare plăcere, domnule consilier. Pentru Meșotă, domnul Toro, firma care a câștigat licitația pentru colegiul dr. Ioan Meșotă, mare de lucru foarte puțin la Andrei Mureșanu și după ce termină Andrei Mureșanu ca să rezolvăm o problemă de proiect și să finalizăm lucrurile la Andrei Mureșanu, se va muta la colegiul dr. Ioan Meșotă cu amenajările care sunt de făcut acolo ca urmare a proiectului și a achiziției făcute ca licitație pentru execuție de către Primăria Municipiului Brașov. Se va întâmpla acest lucru, cred că în următoarele săptămâni. Este și o chestiune legată de ISU și de asta s-a mai lungit un pic, a fost necesară o completare a documentației. Pentru școala 2,
Este o situație cunoscută. Când am pornit acel proiect, s-a gândit o investiție la o situație existentă, pe baza unui proiect. Când s-a desfăcut toată structura de acolo, s-a constatat de către proiectanți și experți că elementul de structură, respectiv grinzi, au avut o problemă, pentru că aceste elemente erau foarte vechi. Grinzile mâncate de carii, de lemn, reprezentau un pericol foarte mare din acest punct de vedere și, ca urmare a deciziei expertului și a proiectanților, s-a reanalizat proiectul, a fost necesară o decalare de termen și o altă soluție care a trebuit să fie găsită de către proiectanți și, din acest punct de vedere, acel termen care a fost inițial estimat s-a decalat ca urmare a acestor constatări la obiectivul de investiții Școala 2, dar lucrurile sunt în derulare. Acolo sunt și alte obiective de investiții, respectiv sala de sport cu elemente de sport noi, adică cu gimnastică, și acest lucru cred că este foarte important de știut. Este o școală importantă, într-un cartier foarte aglomerat și vom răspunde acestor necesități din acest punct de vedere. Este o situație similară ca și la Pasajul Fartec, unde la fel s-a constatat de către proiectanți, de către expert, lucruri care nu au fost știute la prima etapă de proiectare. Toate grinzile și toate deschiderile au fost afectate de rugină, de măcinat a cimentului și a elementelor de infrastructură și a trebuit refăcut tot de către proiectanți și conform expertizei făcute s-a luat această decizie. Dar vor fi finalizate și vor fi făcute exact așa cum trebuie. Spațiile de agrement din cartiere sunt, și dumneavoastră le-ați aprobat în ședințe aici cu ocazia prezentărilor și la structura de buget, sunt în jur de 20-21 de asemenea amplasamente. Am gândit că în fiecare cartier este nevoie de acest lucru. Se derulează în momentul de față lucrările la absolut toate și cred eu că într-o lună de zile maxim vor fi finalizate absolut toate. Încercăm în acest fel să răspundem necesităților categoriilor de cetățeni, de tineri, de copii, de părinți care să aibă acest loc, această posibilitate în fiecare zonă unde trăiesc și unde conviețuiesc aceste familii. Pentru partea cu elvețienii, la care ați făcut referire, domnul viceprimar Mihai Costel poate să vă dea detalii, pentru că el a avut legătura cu unitatea de implementare, a răspuns de acest proiect și cu ambasada Elveției are o comunicare și în momentul de față și îl rog pe el să vă răspundă la această interpelare. Mulțumesc, domnule primar. Referitor la interpelarea dumneavoastră, domnule consilier local, municipiul Brașov are o imagine bună în ceea ce înseamnă unitatea de implementare, reprezentanții Guvernului Confederației Elveției. Dumnealui, domnul ambasador, excelența sa, chiar săptămâna trecută a vizitat Brașovul și am avut o discuție telefonică cu dumnealui. Urmează să se semneze acordul de cooperare elvețiano-român, după care municipiul Brașov sigur că va depune proiecte de finanțare în domeniul elveției. Noi ne-am respectat toate angajamentele față de unitatea de management, ne-am respectat toate angajamentele față de ambasada Elveției, chiar dacă am avut acele probleme cu o companie din Spania, ceea ce ne-am angajat noi, și anume finalizarea colegiului în termenul asumat de noi de informatică, s-a realizat și mai mult anul trecut, anul acesta, de fapt, în ianuarie, când domnul ambasador Artur Matli a fost prezent la ziua Liceului Colegiului Național de Informatică, i-am promis noi municipiul că vom recupera banii pe care i-am pierdut din cofinanțare, puțini bani, de la firma din Spania, lucru care s-a și întâmplat săptămâna trecută. Sigur, am câștigat doar fondul, urmează să se exercite căile de atac. Așteptăm să semneze acordul de cooperare și vom depune proiecte atât în domeniul educației, cât și în domeniul termoficării, fiind un domeniu eligibil pentru municipiul Brașov. Vom dori să venim cu soluții prietenoase cu mediul în sistemul centralizat de termoficare.
Dacă îmi permite, domnule președinte, stimați colegi, o să vă cer permisiunea să vă mai adaug încă un lucru care cred că este important să fie cunoscut. O să punem în dezbatere publică pentru 30 de zile un proiect care se va transpune printr-o hotărâre de Consiliu Local, respectiv modificarea și completarea hotărârii de Consiliu Local 159 din 2008, privind aprobarea regulamentului referitor la organizarea și executarea serviciilor de transport în regim de taxe și în regim de închiriere în municipiul Brașov. Acest proiect vine ca o completare a ceea ce am derulat până acum ca proiecte pe componenta de poluare și de mediu în municipiul Brașov. Și în acest sens vă anunț că este posibil de a propune sau de a completa referitor la acest regulament măsuri referitoare la anuirea parțială a parcului autovehiculor de taxe din municipiul Brașov, cu autovehicule având norme de poluare superioare pentru respectarea planului integrat de calitate aerului, aprobat prin hotărârea care am enunțat-o mai înainte și a prevederilor legii 37 din 2018 privind promovarea transportului ecologic, care stipulează că începând cu anul 2020 societățile de taxi vor achiziționa mijloace de transport pentru călători acționate prin motoare cu propulsie electrică și tehnologii verzi de tipul electrice. În urma implementărilor propuse, cel puțin 100 de mașini care efectuează transport în regim de taxi vor fi autovehicule electrice până la sfârșitul anului 2021, iar eliberarea noilor autorizații de taxi aferente autovehiculelor electrice, transportatorii autorizați vor fi sutiți de taxe. Pe termen mediu, societățile de taxi trebuie să asigure în proporție de 30% autovehiculele prietenoase cu mediul. Aceste lucruri sunt stipulate în alte documente, fie că sunt regulamente sau autorizări de consiliu local sau alte domenii de natură legislativă. Este bine să cunoaștem cu toții acest lucru și să știm că în această direcție ne îndreptăm și sigur că la regulamentul respectiv vom veni și cu o serie de propuneri ca cei care vor implementa în acest sens această prevedere, mă refer aici la persoane fizice sau juridice, vor putea să beneficieze de facilități de diferite feluri din partea municipalității, respectiv de scutire de taxă, de autorizație, de parcare, de încărcare la stațiile cu energie electrică pe care le vom monta în municipiul Brașov, în număr de 20 de asemenea stații și începând cu 2021 în municipiul Brașov să avem un asemenea transport implementat și să răspundem astfel unor măsuri de reducere a poluării și raportate la planul integrat de calitate a aerului. Am făcut acest anunț acum ca să se cunoască despre acest lucru și să invit pe cei care sunt interesați să facă propuneri sau sugestii în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! O să începem ordinea de zi suplimentară. Avem un... Vă rog, domnul Azmel Bunga. Eu, conform legii, sunt obligat să anunț punctele de ordinea de zi la care am participat la dezbatere și la vot. Sunt două. Poate se referă la angajarea de avocat. Vă mulțumesc. Regulă. Avem pe formularul de vot punctele, toate punctele de pe ordinea de zi suplimentară. Eu am o interpelare la punct cu măștile, cum v-am anunțat. Vor vorbi, domnul președinte? Să ajungem acolo. Punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție în vederea reprezentării în dosarul numărul 9815/197/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, comisiile 1 și 5 au avizat. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție, în vederea reprezentării în dosar numărul
1881 per 62 prin 2020, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, comisiile 1 și 5 au avizat. Punctul 3. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, la cele două puncte, 31 și 32, noi am avut o discuție, de fapt, pentru toate cele suplimentare, că ne se va prezenta succint, ne se va prezenta câteva cuvinte. Noi nu le-am avut ca să le studiem la momentul respectiv și m-ar interesa dacă la 31-32 câteva cuvinte să știm despre ce este vorba, dacă nu vă spărați. O să sunt aici colegii de la Departamentul Juridic, au fost la comisiile care au fost de discutat, de solicitat. Sunt două acțiuni care sunt în derulare și necesită, conform codului administrativ, să existe acest demers. Noi ne judecăm cu primăria Săcele de vreo 4 ani pentru strada Nucului, pe care primăria Săcele o interpretează că de pe timpul CAP-ului Săcele, astăzi ar fi teritoriul administrativ al Săcelelui și, în acest punct de vedere, avem mari probleme cu ce înseamnă procedurile de autorizare a unor dezvoltări în cartierul Noua și nu putem să eliberăm certificate de urbanism sau avize de circulație din cauza faptului că primăria Săcele a înțeles să facă acest demers și în acest sens noi suntem blocați pe de-o parte noi, dar sunt blocați și foarte mulți investitori care nu pot să primească ceea ce au nevoie ca să deruleze activități investiționale și de aici un întreg parcurs. La prima instanță s-a câștigat acest lucru și acum urmează faza următoare cu recurs și avocatul trebuie să aibă această decizie de reprezentare în continuare în acest proces. Dacă doriți alte detalii, doamna... Nu, mulțumesc. Nu. Domnule consilier Tărăbuță, vreau să vă aduc aminte că ieri la ora 10.30 s-a desfășurat comisia juridică unde ați fost prezent, iar aceste puncte au fost discutate în cadrul ședinței de comisie, au fost votate și de către dumneavoastră. Da, n-am avut materialele respective. Da, și nu, erau materialele prezente la comisie. Noi am hotărât în ședință că pe toate punctele suplimentare se va spune câteva cuvinte. Corect. Despre fiecare. Este în regulă și vă, sigur, vă stăm la dispoziție, iar cu cel de-al doilea, la fel, se referă tot la o chestiune care este în derulare, este o fază, la fel, de acest fel, care ne privește, deși este o acțiune între două părți, respectiv o persoană fizică și una juridică, dar noi suntem în mod indirect atrași în această situație și atunci trebuie să avem un nivel de reprezentare cu acest suport de asistență juridică, pentru că a mai fost o altă fază în care noi la fel am fost implicați, am câștigat toate fazele și acum, procedural, oricine are dreptul să facă demersul și trebuie să o luăm de la capăt, că îi permite procedura. Mulțumesc! Punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Brașov, calea Făgărașului, numărul 29A, comisiile 1 și 5 au avizat. Punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre municipiul Brașov și grupul educațional elvețian Vincent Swiss în domeniul educației și al învățământului profesional tehnic dual în domeniul ospitalității. Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. Punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 152 din 2006, privind reglementarea staționării și parcării pe domeniul public al municipiului Brașov a vehiculelor republicată. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 875 din 2019, republicată privind aprobarea prelungirii duratei de contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuințe sociale situate în Brașov, strada Zizinului numărul 144. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 7, proiect de hotărâre privind revocarea HCL numărul 314 din 30 a 6-a 2020, privind documentația de urbanism PUZ, construire centru comercial, parter, de realizare parcaje la sol, amenajare spații verzi, plantate, alei carosabile și pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amenajare accesuri auto și pietonale, organizare de șantier, strada 13 decembrie, fără număr, Brașov, comisiile 2 și 5 au avizat.
și punctul 8, proiect de hotărâre privind acordarea necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza municipiului Brașov ca măsură de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. Comisiile 1 și 5 au avizat. Domnule Macedonski, înainte să vă dau cuvântul, revin cu aceeași rugăminte la dumneavoastră să faceți cumva, să dați jos toate bannerele pe care le aveți în spate, pentru că ați văzut și dumneavoastră de-a lungul timpului, ați mai afișat niște bannere care în momentul de față vi se întorc împotrivă. Da, da. Domnul primar, am un amendament la acest punct, fiindcă n-a trecut prin comisie, a venit doar astăzi dimineață pe mail. Mă bucur că ați ascultat sfatul meu ca să dați măști la pensionari, dar nu știu de ce ați ales limita de pensie la 700, nu știu, 705 lei sau cât scrie acolo, în jur de 700 de lei, fiindcă ar trebui să mergem mult mai sus. O mască costă 2 lei. O singură mască pe zi nu ajunge pentru un om. La 4 ore trebuie schimbată masca. Oamenii se duc în oraș, se întorc, poate mai stau prin oraș, trebuie cel puțin 2 măști de persoană. Dacă luați și trebuie să mergem undeva la o pensie minimă de 1500, fiindcă altfel ar trebui să cumpere a doua mască și ar însemna un minim 10% din pensia lor, ceea ce nu e normal. Deci vă rog frumos să urcați la limita de pensie de 1500, cine are peste probabil că poate să-și permită, și să dați 2 măști de persoană și nu pentru o lună. Că atunci iară trebuie să reluăm aceeași procedură, ci luați direct pentru 2-3 luni. Țin să vă atrag atenția că vine perioada rece și o să se suprapună gripa și influența cu COVID-ul. O să avem mari probleme în oraș și haideți să gândim în timp și din timp să nu le facem totul ad hoc. Și chiar de aceea, fiindcă nu v-ați gândit la treaba asta, vă mai cer o dată demisia și dacă vă dați demisia în ședința asta, vă dau cuvântul meu de onoare că îmi dau și eu demisia acum în ședință, cu dumneavoastră odată. Ieșim împreună din politica brașoveană, domnule. Da. După ce vă schimbați venul, vă și spun câteva lucruri ca să vă liniștiți. Aș vrea să fac o referire la punctul cu referire la locuințele de pe Zizinului. Acest punct automat o să anuleze punctul numărul 4 care este pe ordinea de zi, pentru că are o legătură, tocmai de aceea a apărut acest punctul 5. Exact, punctul 5, da? Și atunci este bine să cunoașteți acest lucru, pentru că de aceea a apărut acest punct suplimentar, pentru că au apărut câteva chestiuni procedurale din acest punct de vedere la punctul 5. Atunci am gândit că este bine să prelungim situația acelor persoane de pe Zinului până la sfârșitul anului. Prin intermediul Direcției Asistență Socială să gestionăm această situație de acolo, pentru că sunt persoane care sunt într-o categorie vulnerabilă, marea majoritate, cu excepția unor care au ieșit în această stare și au altă situație socială astăzi. Primul. La al doilea punct, aș vrea să mă refer, cred că e important pentru Brașov, să fac referire la proiectul de hotărâre cu parteneriatul cu școala hotelierie elvețiană la Lozan, cu care am stabilit în urma unor discuții cu echipele de la Lozan din Elveția, care au fost la Brașov de 2-3 ori. Ne-am întâlnit și cu Camera de Comerț și cu asociații în domeniul hotelăriei și restaurante în municipiul Brașov. Vrem să facem un parteneriat care după aceea va fi urmat de un protocol sau de un acord detaliat între noi pe sistemul școlii Kronstadt, unde să derulăm activități în domeniul educațional și de pregătire pentru persoane în acest domeniu, având în vedere experiența și notorietatea acestei școli elvețiene. La Brașov se va întâmpla acest lucru și vom detalia într-o următoare ședință, poate luna viitoare, parteneriatul care să stabilească foarte clar ce fac părțile, adică municipiul Brașov, partenerii din Elveția, și de asemenea inspectoratul școlar județean, pentru că are și o componentă educațională din acest punct de vedere și eu cred că în acest sens răspundem unei necesități care astăzi
este foarte evidentă și utilă pe piața muncii în Brașov și nu numai, în România, putem să spunem acest lucru. Și eu cred că este important să cunoaștem acest lucru. Ne vom întâlni, vom face un grup de lucru împreună cu ei, începând cu săptămâna viitoare și o să revenim în Consiliul Local după ce parcurgem această hotărâre de Consiliul Local. Referitor la măști, vedeți dacă nu citim, aceste prevederi sunt stipulate într-o ordonanță de urgență care se referă la un anumit palier, la un anumit set de criterii care trebuie să fie luată în calcul și noi am preluat din ordonanța de urgență aceste criterii, aceste referiri. Nu le-am înființat pur și simplu noi așa, ne-am consultat cu Direcția de Asistență Socială, cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, am parcurs acest lucru în Comitetul Local de Situații de Urgență și am venit exact cu această propunere în fața dumneavoastră, tocmai ca să răspundem unor necesități de acest fel pe raza municipiului Brașov. Nu este pentru o lună, este pentru un parcurs mai lung, exact cât va fi necesar. Vom face acest lucru în următoarea perioadă. Deci nu am spus că este pentru luna august, este pentru o perioadă atât cât va fi necesar pentru a asigura acest lucru. Mizând pe faptul, sau ce știu eu, poate se întâmplă o minune și guvernul va reglementa această situație și după ce se va ajunge într-o situație normală și contestațiile care sunt astăzi între cei care au ofertat această achiziție, această procedură derulată de către Ministerul Sănătății, sigur că guvernul va suplimenta sau va face acest lucru. Dar până atunci noi am luat în calcul să facem noi acest demers. L-am fi făcut poate mai de mult, ce știu eu, pe luna iunie, dacă nu exista această ordonanță care reglementa acest lucru și care răspundea unor necesități din acest punct de vedere. Dar dacă procedurile s-au derulat în acest mod, sigur că am luat decizia să vă propun să facem noi acest lucru. Nu este o inițiativă pur și simplu așa luată la întâmplare, ci ne-am gândit și am structurat lucrurile exact așa cum sunt ele stipulate în alte acte normative sau în alte reglementări. Așa că, din punctul ăsta de vedere, între noi doi este o diferență. Dumneavoastră ați fost demis de mult și nu mai aveți niciun parcurs politic. Situația este un pic diferită, ca să lămurim și acest aspect, și cred că această abordare mi se pare un pic neplăcută și nefirească din acest punct de vedere și cred că e bine să ne respectăm unii pe alții, pentru că până acum, din partea mea, ați avut o abordare corectă, un respect, așa cum a fost necesar de fiecare dată și chiar dacă am avut păreri și idei diferite, eu v-am respectat și am o singură rugăminte. Rezistați încă o lună de zile cu un pic de bun simț. După aceea puteți să reveniți oricând cu mare plăcere la o anumită situație care vă caracterizează. Nu o să putem discuta poate odată când ne vom întâlni dacă continuați în acest mod, că nu rezolvați nimic, să știți. Deci este doar o chestiune de bun simț și dacă eu am avut tăria și puterea să vă asist și la căsătorie și să mă duc și la o biserică, cred că este bine să ținem cont de o chestiune care ne caracterizează pe noi cu cei 7 ani de acasă și e bine să păstrăm anumite abordări de un anumit nivel. Eu vă apreciez pentru, foarte mult pentru ceea ce faceți și credeți-mă că vă respect în continuare, chiar dacă mă jigniți într-una. E doar așa, o chestiune de bun simț. Doar atât. Mulțumesc. Mulțumim mult. Acestea fiind spuse, punctul 8 de pe ordinea de zi suplimentară, comisiile 1 și 5 au avizat. Vă rog frumos să afișați formularul de vot. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Domnule președinte, avem 25 de voturi. Vom opri procesul de vot și vă voi citi rezultatele. Pentru punctul 1 de pe ordinea suplimentară avem 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, 4 neparticipări la vot. Punctul 2, 17 voturi pentru, 2 împotrivă,
2 abțineri și 4 neparticipări la vot. Punctul 3, 23 de voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere. Punctul 4, 25 de voturi pentru. Punctul 5, 21 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Punctul 6, 23 de voturi pentru, 2 abțineri. Punctul 7, 23 de voturi pentru, 2 abțineri. Punctul 8, 25 de voturi pentru. Toate proiectele au fost aprobate. Trecem în ordinea de zi a ședinței de astăzi, 14 august 2020. Punctul 1, proiect de hotărâre privind pe următorul formular de vot. Veți avea punctele de la 1 la 5. Vă aduc aminte că primarul municipiului Brașov a retras punctul 5. Da. Da, pe formular avem 4 puncte. Da. De la 1 la 4. Haideți să dăm citire punctului 1, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Brașov august 2020. Articolul 1. Se aprobă bugetul local rectificat al municipiului Brașov pe anul 2020 în sumă de 857.853,03 lei la partea de venituri, iar cheltuielile în sumă de 1.369.676,56 lei credite de angajament și în sumă de 1.084.790,83 lei credite bugetare astfel. Pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 597.259,78 lei, iar cheltuielile în sumă de 597.259,78 lei credite bugetare. Pentru secțiunea de dezvoltare, veniturile sunt în sumă de 260.593,25 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 1.369.676,56 lei credite de angajament și în sumă de 487.531,05 lei credite bugetare. Excedentul total al bugetului local al municipiului Brașov, conform așezării numărul 2 din 31.1.2020, privind încheierea execuției bugetului local al municipiului Brașov pentru anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 lei cuprins la partea de cheltuiel pentru secțiunea de dezvoltare. Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate se regăsește în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2020 în sumă de 179.772,90 lei partea de venituri și iar la cheltuieli în sumă de 101.936,21 lei credite de angajament și în sumă de 198.621,51 lei credite bugetare astfel. Pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 148.015,96 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 154.865,54 lei credite bugetare. Excedentul secțiunii de funcționare, conform HR numărul 3 din 31.1.2020, privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2020 din bugetul municipiului Brașov, este de 6.849,58 lei cuprins la partea de cheltuieli. Pentru secțiunea de dezvoltare, veniturile sunt în sumă de 31.756,94 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 101.936,21 lei credite de angajament și în sumă de 43.745,97 lei credite bugetare. Excedentul secțiunii de dezvoltare, conform HR numărul 3 din 31.1.2020, privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2020 din bugetul municipiului Brașov este de 11.989,03 lei cuprins la partea de cheltuieli. Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate se regăsește în anexa numărul 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul numărul 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la nivelul aprobat prin anexa prin HR numărul 81 din 20 a 2 a 2020.
Articolul 4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Brașov pe anul 2020, astfel. Municipiul Brașov, anexa numărul 3. Direcția Fiscală Brașov, anexa numărul 4. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, anexa numărul 5. Poliția Locală Brașov, anexa numărul 6. Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, anexa numărul 7. Direcția de Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, anexa numărul 8. Filarmonica Brașov, anexa numărul 9. Teatru pentru Copii Arlechino Brașov, anexa numărul 10. Teatru Sic Alexandrescu Brașov, anexa numărul 11. Direcția de Asistență Socială Brașov, anexa numărul 12. Serviciul Public de Administrare Creșteri Brașov, anexa numărul 13. Hai, tati. Serviciul Public Local Salvamont Agrement Parking Brașov, anexa numărul 14. Logică Brașov, anexa numărul 15. Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, anexa numărul 16. Articolul numărul 5. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul municipiului Brașov și din venituri proprii pe anul 2020, astfel. Grădința cu program prelungit numărul 2 Brașov, anexa numărul 17. Grădința cu program prelungit numărul 3 Brașov, anexa numărul 18. Grădința cu program prelungit numărul 5 Brașov, anexa numărul 19. Grădința cu program prelungit numărul 7 Brașov, anexa numărul 20. Grădința cu program prelungit numărul 8 Brașov, anexa numărul 21. Grădința cu program prelungit numărul 11 Căsuța Bucuriei Brașov, anexa numărul 22. Grădința cu program prelungit numărul 14 Brașov, anexa numărul 23. Grădința cu program prelungit numărul 18 Dumbrava Minunată Brașov, anexa numărul 24. Grădința cu program prelungit numărul 22 Micul Prinț Brașov, anexa numărul 25. Grădința cu program prelungit numărul 23 Dințișor de Lapte Brașov, anexa numărul 26. Grădința cu program prelungit numărul 25 Lumea Copilăriei Brașov, anexa numărul 27. Grădința cu program prelungit numărul 34 Brașov, anexa numărul 28. Grădința cu program prelungit numărul 35 Brașov, anexa numărul 29. Școala gimnazială numărul 2 Diaconul Coresi Brașov, anexa numărul 30. Școala gimnazială numărul 3 Gheorghe Lazar Brașov, anexa numărul 31. Școala gimnazială numărul 5 Brașov, anexa numărul 32. Școala gimnazială numărul 11 Șteo Iosif Brașov, anexa numărul 33. Școala gimnazială numărul 13 Brașov, anexa numărul 34, școala gimnazială numărul 19 Brașov, anexa numărul 35, Colegiul Național Andrei Șaguna Brașov, anexa numărul 36, Colegiul Național Unirea Brașov, anexa numărul 37, Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil Brașov, anexa numărul 38, Colegiul Național Iohannes Honterus Brașov, anexa numărul 39, Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu Brașov, anexa numărul 40, Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brașov, anexa numărul 41, Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț Brașov, anexa numărul 42, Colegiul Nicolae Tipulescu Brașov, anexa numărul 43, Colegiul Tehnic de Transport Brașov, anexa numărul 44, Colegiul Tehnic Transilvania Brașov, anexa numărul 45, Liceul Program Sportiv Brașov, anexa numărul 46, Programul Liceul Vocațional de Arte Plastice Hans Matias Tăci Brașov, anexa numărul 47, Liceul Vocațional de Muzică Tudor Ciortea Brașov, anexa numărul 48. Liceul Andrei Mureșanu Brașov, anexa numărul 49. Articolul 6. Se aprobă programul de investiții publice al municipiului Brașov, finanțare din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor numărul 50.01, 50.05, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 7. Primarul municipiului Brașov, prin Direcția Economică, Serviciul Buget CPF, va asigura ducerea în definire a prezentei hotărâri. Vă cer votul dumneavoastră pentru toate cele 7 articole prezente în hotărâre. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, la acest punct, ca să fac o referire care cred eu că are legătură și cu alte domenii și cu alte întrebări sau clarificări din acest punct de vedere la care s-a făcut referire astăzi. În această rectificare de buget a trebuit în primul rând să fie un buget echilibrat, să ne raportăm la situația și a execuției bugetului astăzi și la situația încasării veniturilor proprii și a
cotelor defalcate la nivelul municipiului Brașov astăzi, cu referire la 30 iunie, când am constatat o scădere a veniturilor proprii cu 12 milioane de RON, a trebuit obligatoriu să ne reașezăm din punct de vedere al bugetului pentru 2020 cu referire la acest aspect și a trebuit și în contextul dat să asigurăm anumite sume necesare pentru alte necesități ale municipiului Brașov care nu au fost anticipate sau nu au fost încadrate bugetar la începutul anului. Am fost nevoiți să luăm sume de la alte capitole, de la alte funcțiuni, de la alte instituții subordonate municipiului Brașov, să completăm acolo unde este nevoie din acest punct de vedere ca și necesitate, așa cum am spus, referitor la asigurarea celor necesare pentru deschiderea anului școlar, cu o estimare în funcție de condițiile sau situațiile la care ne raportăm, dincolo de cele natură administrativă, am gândit că e bine să avem o prevedere bugetară prin această rectificare, să asigurăm sumele necesare pentru anumite achiziții care, dacă se va stabili că sunt necesare, va trebui să le facem printr-o anumită procedură. Am făcut estimări împreună cu Inspectoratul Școlar Județean. De asemenea, în funcție de deciziile care le vom primi ca să le punem în aplicare ca și situație la nivel de învățământ, am luat în calcul, pe lângă echipamente și logistică care să fie asigurate sau achiziționate de către noi și să fie puse la dispoziția elevilor, a profesorilor sau a instituției de învățământ, și cu referire la cele necesare pentru școli, de materiale de sanitare, de gen măști, dezinfectanți, săpun sau alte asemenea lucruri care sunt necesare în fiecare școală, în fiecare clasă, pe fiecare etaj, cu toate normele care sunt astăzi în vigoare, a trebuit să asigurăm aceste sume. Și de asemenea am luat în calcul și există acolo o prevedere bugetară și cu achiziția de module de tip container care să fie luate în calcul pentru a fi amplasate în anumite unități de învățământ acolo unde situația o va cere. Urmează să facem urgent acum evaluarea la fiecare unitate de învățământ în parte și acolo unde va fi necesar va fi posibil de a amplasat acest tip de module. Și am avut nevoie de sumele necesare care la începutul anului nu au fost prevăzute, nu știam că o să vină această criză în parcursul anului. Și trebuie să cunoașteți și din documentele din rectificare reiese acest lucru, că am diminuat bugete și cheltuieli la alte domenii ca să asigurăm acest lucru. Pentru că s-a făcut referire și în spațiu public s-a făcut o afirmație eronată, s-a făcut referire și la interpelare aici mai înainte, referitor la Polo și mai sunt și alte persoane care manifestă anumite afirmații în mod inconștient și incorrect. La Clubul Sportiv Corona s-au făcut diminuări de bugete la toate capitolele, începând cu personalul administrativ, cu o reașezare din acest punct de vedere și ați decis în ultimele două ședințe prin regulamentul care l-ați aprobat și care face referire la acest lucru și asta înseamnă o reașezare din punct de vedere al cheltuielilor și ca urmare a auditului făcut de către serviciul din primărie acolo am reașezat lucrurile așa cum trebuie în matca lor. Asta înseamnă și o reașezare din punct de vedere cheltuieli de funcționare. Și de asemenea la toate componentele de ramuri sportive s-au reașezat lucrurile și s-au diminuat cheltuielile ținând cont de contextul în care ne aflăm noi astăzi, unde nu se întâmplă competiții, unde nu se pot desfășura activități, unde activitățile au restricții astăzi. A trebuit să facem acest lucru și am găsit ca o sursă de buget unde să compensăm ceea ce v-am spus înainte și de acolo. La secția de polo se fac afirmații incorrecte și care nu sunt reale. Ieri am discutat și cu comisia, cu domnii consilieri care au fost prezenți aici și cu persoane care au venit aici. Secția de polo nu se închide.
toate secțiile funcționează la parametri normali, au asigurate toate necesitățile și toate lucrurile necesare din toate punctele de vedere, începând cu dotări, cu echipamente, cu salarii și cu indemnizații. Noi suntem la zi cu toate plățile față de orice persoană care are un contract în derulare astăzi și ca urmare a simulărilor făcute de către coordonatorii sportivi de acolo ne-au propus mai multe variante. Am ales varianta cea mai la îndemână și cea mai corectă, în sensul că se continuă activitatea, se restrâng anumite, ce știu eu, activități din punct de vedere al participării la anumite competiții internaționale, pentru că asta necesita poate anumite cheltuieli în plus. S-au discutat aceste lucruri cu toți cei care sunt responsabili. S-a decis ca să nu se mai semneze contracte cu anumite persoane sau anumiți sportivi sau antrenori care și-au dus contractul la final. Până la final au primit toate drepturile salariale și toate cheltuielile au fost asigurate. Având în vedere că nu se întâmplă competiția astăzi, că sezoanele de natură sportivă sunt întrerupte sau sunt suspendate, nu că se pot derula fără spectatori. Pur și simplu nu se întâmplă activitate sportivă într-un cadru competițional. Cred că era logic ca să decidem că pentru o perioadă de scurt timp, de câteva luni de zile, de 7-8 luni, 10 luni de zile, să iei în calcul că nu mai poți să prelungești contracte de multe mii de euro pe lună doar ca să existe o asemenea situație și care produceau niște cheltuieli. Cred că a fost o analiză amănunțită. Viceprimarul Mihai Costel a avut o echipă întreagă cu care au analizat fiecare detaliu în parte și au decis acolo că se ia în calcul ca sezonul de ligă națională la Polo nici nu funcționează astăzi, adică nu se întâmplă nimic. Care ar fi fost justificarea să semnezi contracte în continuare la o competiție unde nu funcționează nimic astăzi la nivel național? Și atunci, secția merge în continuare cu antrenorii și cu sportivii care sunt astăzi în activitate, în plată, se antrenează, mai puțin cei de la seniori care nu au obiectul muncii astăzi. Și va fi acest lucru posibil în următoarea perioadă, când cei care astăzi sunt la nivel de juniori vor avea posibilitatea să activeze și ca vârstă și ca reglementare din punct de vedere al nivelului de competiție la echipa de seniori cu antrenorii care îi pregătesc astăzi. Cine nu înțelege lucrurile astea înseamnă că ori n-a aflat aceste detalii, ori nu cunoaște, ori este rău intenționat. Și credeți-mă că nu am făcut eu acest lucru, că se traduce și în plan public o grămadă de lucruri total eronate. Acum primarul nu le-a pe antrenor sau pe un sportiv să-l ducă de mână și să-i bage mingea în poartă sau să-l pregătească. Primarul asigură prin propuneri sau prin analize bugetare funcționarea acestor entități din punct de vedere al suportului material, bugetar și financiar. Acum ar trebui pe cal de consecință, când au fost doar lucruri foarte bune, trebuie să fie primarul cel care să preia rezultatele, nu? Da, nu e chiar așa și nu mi-am asumat niciodată asemenea lucruri, dimpotrivă. Așa că prin această rectificare de buget cred că este bine să cunoaștem și aceste detalii ca să nu mai enunțăm date incorrecte în spațiu public și cred că este o lămurire pentru toată lumea ca să cunoaștem de fapt care este situația corectă. Și alte secțiuni, alte instituții din subordinea Consiliului Local au fost la fel analizate și împreună cu directorii și cu responsabili am făcut o analiză amănunțită din acest punct de vedere cu fiecare în parte. Vă mulțumesc! Mulțumim. Punctul 2. Trebuie să dau citire, nu? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Brașov. La data de 30.06.2020, toate comisiile au avizat. La punctul 1, la fel, toate comisiile au avizat. Punctul 3.
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCR numărul 580 din 2018 privind aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând municipiului Brașov. Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale utilizate în anul 2020. Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă rog frumos să votați. Avem 24 de voturi. Pentru punctul 1, 24 de voturi pentru. Pentru punctul 2, 24 de voturi pentru. Pentru punctul 3, 23 de voturi pentru, o abținere. Și pentru punctul 4, 23 de voturi pentru, o abținere. Au fost aprobate toate proiectele. Următorul formular, avem punctele 6 până la 10. Punctul 6, proiect de hotărâre privind calea verde a municipiului Brașov, conectarea ariilor majore de teren prin soluții de transport ecologic. Avem o prezentare care v-aș ruga frumos să o vizualizați, da, pentru că ieri au fost niște întrebări la care am încercat să răspundem și cred că această vizualizare ar mai aduce în plus anumite detalii, cred că sunt importante, dacă sunteți de acord. Vă rog frumos. Bună ziua! Larisa Andrei sunt, de la Biroul Strategii Programe de Dezvoltare și am să vă spun câteva cuvinte despre proiect. Este un proiect prioritar pentru programul de finanțare 2021-2027, se află cuprins pe lista scurtă de proiecte și, de asemenea, se află între cele trei proiecte pentru care s-au depus fișe în vederea obținerii finanțării pentru documentația tehnico-economică în cadrul programului de asistență tehnică. Proiectul cuprinde patru activități. Prima se referă la amenajarea de suprafețe pietonale. A doua activitate pe care noi ne dorim să o realizăm pe cea mai mare parte a traseului la care facem referire, prevede construirea de piste pentru biciclete, dar care nu se vor limita la a trasa pistele respective pe carosabil, ci să fie conform normelor de construire a acestor piste, adică să aibă lățimi de minim 2,5 metri și să permită circulația dublu sens, ceea ce înseamnă că se va asigura un spațiu de siguranță față de partea carosabilă de minim un metru. Următoarea activitate se referă la amenajarea de spații pentru închiriere biciclete și avem două opțiuni. Se va stabili în cadrul documentației tehnico-economice care dintre ele va fi adoptată și construirea unor benzi de circulație auto dedicate transportului public de călători este o activitate obligatorie în cadrul programului de asistență tehnică. Proiectul este cu un anumit grad de maturitate față de strategiile municipiului Brașov. El cuprinde trei măsuri din PMUD și anume cele pe care le aveți acum pe ecran, îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, conectarea ariilor majore de teren cu rețeaua de trasee pentru biciclete și extinderea sistemului de închiriere de biciclete existent în oraș pentru a include universitatea, spitalul, gara, autogara, zonele mari comerciale și industriale și zonele din apropierea ariilor rezidențiale de mari dimensiuni. Proiectul se regăsește de asemenea în strategia de dezvoltare integrată a municipiului, a zonei metropolitane Brașov și anume sub denumirea conectarea ariilor majore de teren cu rețeaua de trasee pentru biciclete, se află cuprins în portofoliul de proiecte propus de SIDU în cadrul obiectivului specific 1-2.
Este de asemenea un proiect relevant pentru planul integrat de calitate a aerului și anume este aferent măsurii 19 din planul integrat de calitate a aerului, care va contribui prin realizarea sa la reducerea concentrației de monoxid de carbon cu 1,7 tone și de PM10 cu 0,42 tone, aceștia fiind indicatori de realizare ai planului de calitate a aerului. În privința traseului propus, noi am avut în vedere câteva criterii pe care să le îndeplinească arterele de circulație propuse, primul dintre ele fiind ca ele să aparțină în întregime domeniului public al municipiului Brașov. Al doilea se referă la dimensiunea acestor artere. Ele trebuie să fie suficient de largi încât să permită alocarea unei benzi de circulație pentru realizarea pistelor de biciclete, așa cum am spus. De asemenea, să unească centrul orașului, aula universității, gara, autogara, zonele comerciale și de business. Și aici am avut în vedere cartierele rezidențiale noi, Coresi, Avangardă, de asemenea centrul de afaceri și transfer tehnologic și Institutul de Cercetare și Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov. Următorul criteriu se referă la proiectele pe care noi le avem acum în implementare, și anume cele două proiecte de realizare a infrastructurii integrate pentru trafic pietonal și ciclist, traseul 1 și traseul 2, și care trebuie să fie incluse în această investiție, astfel încât rețeaua de piste de biciclete din municipiul Brașov să fie coerentă, fără întreruperi, și să cuprindă toate investițiile realizate, adăugând altele noi, astfel încât din orice punct al orașului a merge să putem ajunge la destinația dorită. Al cincilea criteriu se referă la banda dedicată, care este acum un proiect în implementare și care trebuie de asemenea inclus în acest proiect și pe care avem în vedere, în funcție de ce va spune documentația tehnico-economică a proiectului, să o extindem. Și ultima condiție pe care am dorit să o îndeplinească aceste artere a fost să asigure legătura cu localități din zona metropolitană, și anume Stupin, Sânt Petru, Hărman și Săcele. Analizând aceste criterii, noi am propus în fișa de proiect o serie de artere, sunt afișate. Urmează ca documentația tehnico-economică ce se va realiza în cadrul proiectului să stabilească fezabilitatea pe aceste artere a investiției propuse. În cadrul proiectului, documentația pe care o solicităm cuprinde studiul geotehnic, studiul topografic, studiul de trafic care să cuprindă date referitoare la proiect și să realizeze o actualizare în condițiile realizării proiectului, studiul de fezabilitate DALI, proiectul tehnic care să conțină și documentația pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare. Referitor la rezultatele care se așteaptă în urma proiectului, sunt două seturi de rezultate, indicatorii de realizare imediată, care sunt aferenți fiecarei activități și atunci la prima activitate avem ca indicator creșterea suprafeței pietonale reabilitate și amenajate. Valoarea indicatorului va rezulta în urma studiului de fezabilitate. Pentru al doilea indicator, infrastructura pentru biciclete dedicată, aici valoarea de 25 de km rezultă din planul de mobilitate. La stații de închiriere de biciclete, în funcție de opțiunea A sau B care se va adopta în cadrul proiectului, va rezulta valoarea acestui indicator. Și de asemenea, creșterea lungimii benzilor dedicate transportului public de călători este o valoare care va rezulta tot în urma documentației tehnico-economice, pornind de la infrastructura care este acum în curs de implementare. Al doilea set de indicatori sunt aferenți programului operațional regional 2021-2027 și ei arată în ce măsură acest proiect contribuie la realizarea indicatorilor de rezultat. Avem primul și cel mai important indicator este numărul anual de utilizatori infrastructurii dedicate pentru biciclete. Noi am estimat o valoare ambițioasă, într-adevăr, și anume ca acest număr să crească cu 120.000 față de momentul prezent. Am pornit pentru calculul acestei estimare a acestui indicator de la ancheta la destinație realizată în cadrul studiului de trafic realizat acum în anul 2020, care a fost în care au fost implicate 5.645 de persoane și din care rezultă că în prezent 0,66% din călătorii sunt realizate cu bicicleta.
am făcut calculele necesare, ne-a condus la rezultatul că în prezent sunt 177.000 de persoane care utilizează bicicleta pe an, mai ales în scop utilitar, spune studiul. Am extrapolat la posibilitatea ca bicicleta să fie utilizată nu numai în scop utilitar, ci și în scop de agrement, în scop turistic, în scop educativ și atunci am obținut această estimare pe care sperăm să o realizăm. Al doilea indicator de rezultat se referă la numărul de pasageri ai transporturilor publice, pe care de asemenea îl așteptăm să ni-l ofere documentația tehnică a proiectului. Și ultimul este referitor la populația care beneficiază de măsuri privind calitatea aerului. De faptul că se îmbunătățește această calitate, beneficiază întreaga populație a municipiului Brașov. La data de 1 ianuarie 2019, aceasta fiind de 289.360 de persoane. Valorile estimate pentru proiectul de investiție, valorile sunt aferente măsurilor conținute în planul de mobilitate urbană și suma lor este de 17,7 milioane de euro, deci atât ar fi proiectul de investiție, iar valoarea documentației solicitate în cadrul programului de asistență tehnică, după ce am analizat piața și am văzut și proiectele similare, cât au avut în buget pentru realizarea documentației, este de 1.400.000 de lei cu TVA, ceea ce reprezintă 1,37% din valoarea totală a proiectului. Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul proiectului finanțat prin programul de asistență tehnică este din septembrie 2020, dacă fișa este acceptată, până în decembrie 2021, când sperăm să avem depusă cererea de finanțare pentru programul operațional. Vă mulțumim. Dacă aveți întrebări, vă răspundem la fiecare. Mulțumesc și eu. Cred că sunt detalii care au fost necesare și cred că sunt utile și benefice în ceea ce ne propunem să facem la nivelul municipiului Brașov și zonei metropolitane. Deci, cum vă spuneam, comisiile 1 și 5 și 6 au avizat. Punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind darea în administrare a dispozitivului mobil de supraveghere a traficului rutier cu măsurare și înregistrare a vitezei autovehiculelor prin utilizarea camerei video și a undelor laser. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalității de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamentelor fitosanitare în municipiul Brașov, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de deratizare, dezinfecție a tratamentelor fitosanitare în municipiul Brașov și a contractului cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamentelor fitosanitare în municipiul Brașov. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economice aferenți realizării obiectivului de investiție, asigurare, protecție perimetrală Colegiul de Științe Grigore Antipa. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economice aferenți realizării obiectivului de investiție, asigurare, protecție perimetrală școala de numărul 11. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Vă rog frumos să votați. ...21 de voturi până în acest moment. ...22 de voturi. Observăm că nu mai vin voturi. Cu permisia dumneavoastră, oprim formularul de vot și voi citi rezultatele. Pentru punctul 6, avem 22 de voturi pentru,
pentru punctul 7, 20 de voturi pentru, 2 abțineri. Pentru punctul 8, 20 de voturi pentru, 2 abțineri. Pentru punctul 9, 22 de voturi pentru. Pentru punctul 10, 21 de voturi pentru, 1 abținere. Au fost aprobate toate proiectele. Mulțumim mult. Următorul formular de vot conține punctele de la 11 până la 14. Punctul 11, privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economice aferenți realizării obiectivului de investiție, asigurare, protecție perimetrală, școala gimnazială numărul 13. Punctul 12, comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 12, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 200 din 30 martie 2012, republicată privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți abilitării fațadelor imobilelor din municipiul Brașov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 13, proiect de hotărâre privind documentația de urbanism PUD, construire case de locuit, cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire și organizare de șantier, calea Feldioarei, fără număr Brașov, beneficiar SCP PSRL. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 14, proiect de hotărâre privind, privind documentația de urbanism PUD, construire moteluri, strada Mălinului, numărul 14H, Brașov, beneficiar Ciobanul Adrian și Ciobanul Olesea. Comisiile 2 și 5 au avizat. Vă supun votului dumneavoastră. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? ?20 de voturi până în acest moment. Avem 22 de voturi. Observ că nu mai vin voturi. Cu permisiunea dumneavoastră vom închide formularul. Vă rog. Și avem următoarea situație. Pentru punctul 11, 21 de voturi pentru, o abținere. Pentru punctul 12, 21 de voturi pentru, o abținere. Pentru punctul 13, 22 de voturi pentru. Pentru punctul 14, 21 de voturi pentru, o abținere. Au fost aprobate toate proiectele. Mulțumim. Următoarele două puncte au fost retrase de pe ordinea de zi. Punctul 7, următorul formular de vot conține punctul 17 și punctul 18. Punctul 17, proiect de hotărâre privind modificarea HCR numărul 697 din 15-11-2018 privind aprobarea regulamentului de aplicare a legii numărul 153 din 2011 privind măsuri de creștere a calității arhitecturale ambientale a clădirilor, completată cu legea 166 din 2016 pentru zona de protecție de arhitectură a municipiului Brașov. Comisiile 2 și 5 au avizat. Și punctul 18, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 698 din 15-11-2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a legii 153 din 2011, completată de legea 166 din 2016 privind măsuri de creștere a calității arhitecturale ambientale a clădirilor pentru zona de protecție a monumentelor istorice și pentru zone construite protejate în municipiul Brașov. Comisiile 2 și 5 au avizat. Cine este pentru? Potrivă? Se abține cineva? Vă rog să votați. ?21 de voturi până în acest moment. Mai așteptăm votul dumneavoastră.
Nu mai vin voturi noi. Cu permisia dumneavoastră putem opri formularul. Da. Și voi citi rezultatele. Pentru punctul 17 avem 21 de voturi pentru și pentru punctul 18 avem 21 de voturi pentru. Au fost aprobate ambele proiecte. Următorul formular avem de la punctul 19 până la punctul 21. Sunt treceri în domeniul public. Vă propun să-l votăm în bloc. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Vă rog frumos să închideți votul. Da. Pentru punctele 19 până la 21 avem 19 de voturi pentru. Au fost aprobate toate proiectele. De asemenea, de la punctul 22 la punctul 23 avem preemțiuni. Sunt cuprinse pe următorul formular. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Douăzeci și două de voturi. Permisia dumneavoastră, putem opri formularul de vot și vă voi da citire rezultatelor. Pentru punctele 22 până la 23 avem 22 de voturi pentru. Au fost aprobate ambele proiecte. Următorul formular de vot cuprinde punctele 24 până la 27. Punctul 24. La punctul 27 am o interpelare, domnul președinte. Punctul 24, proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de dare folosință gratuită către ANL a terenului situat în Brașov, strada Pașcan, fără număr, în vederea construirii de locuințe acordat prin HCL numărul 242 din 2009, republicată. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 25, proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul HCL numărul 874 din 10-12-2019 privind stabilirea cotelor fără din sumele încasate cu titlul de chirie de către SC Rial SRL. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. Punctul 26, proiect de hotărâre privind alipirea imobililor terenurilor strada Timiș-Triaj. Comisiile 1 și 5 au avizat. Și punctul 27, proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului încheiat între Municipiul Brașov, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, Biserica Evanghelică CEA din România, Parohia Brașov, Forumul Democrat German din Județul Brașov, în scopul promovării învățământului în limba germană maternă. Comisiile 1 și 5 au avizat. Domnul consilier Arnold Ungar, vă rog frumos, aveți cuvântul. La acest punct aș vrea să fac câteva precizări, că nu toată lumea este poate familiarizată cu situația etnicilor germani din Brașov din punctul de vedere al apartenenței religioase. Etnicii germani aparțin de biserica de care vorbește aici, Biserica Evanghelică, Confesiunea de la Augsburg. Dar la nivelul municipiului Brașov, orașul, centrul orașului este sub conducerea prin preotului care este și preotul Bisericii Negre. Afară de aceasta, mai există Biserica Sfântul Bartolomeu de pe strada lungă, care nu este sub autoritatea acestui prim preot. Iar acest material care este aici se referă doar la biserica și bisericile coordonate de prim preotul de la Biserica Neagră. Fac această precizare ca să înțeleagă lumea de ce aici votez, iar când au mai fost proiecte, n-am participat la vot, că se refereau la Biserica Bartolomeu, în a cărei conducere sunt. Totodată vreau să remarc un lucru. E foarte bine că se semnează acest parteneriat, pentru că în anumite medii s-a vehiculat ideea că n-ar fi chiar relații bune între biserica aceasta despre care vorbim noi aici în material și în principal primar, dar și Consiliul, că nu i-am băgat noi în seamă. Ceea ce este
profund greșit și eronat și e o speculație de ordin politic pe care o fac unii așa ca să se afle în dreapta. Important e că Consiliul Local și primarul trebuie să aibă relații corecte cu minoritatea germană care este reprezentată de biserici. Și să fie bineînțeles pentru toată lumea, bisericile reprezintă minoritatea germană, că toți minoritarii germani sunt înscriși la biserici. În forum sunt ăia care vor să se înscrie, care e o asociație. Și atunci eu l-aș ruga pe actualul viitor primar Scripcaru ca în mandatul viitor să pună în practică ceea ce s-a semnat cu Biserica Neagră și nu s-a pus în practică din motive de ordin financiar sau nu știu de ce, să se reabiliteze curtea liceului Fonterus în fața Bisericii Negre, pentru că arată așa cum arată. Acum sunt niște impedimente acolo, să zicem, de ordin legal. Dar eu cred că s-ar putea găsi o soluție, că toți turiștii când vin, acolo umblă. Și ar fi bine să arate cum trebuie. Iar în ceea ce privește promovarea limbii germane, să nu ne îmbătăm cu apă rece, că nici măcar 5% din elevii de la Honterus nu sunt de origine etnică germană, sunt români etnici și care vor să învețe limba germană din motive asupra cărora nu mai insist eu acum. În orice caz, în 45 nu se îngrămădea niciunul să învețe limba germană. Acum vor să o învețe toți. Le doresc succes. Da. Domnul consilier Macedonski. Da, și eu salut această înțelegere. Am în schimb două puncte care aș vrea eventual să le adaug sau să le discut, să le propun. Spațiul este foarte redus la liceul Johannes Fonterus și poate ar fi oportun, având o a doua școală de limbă germană pe strada de mijloc, da, școala 12, poate putem analiza să facem și acolo o clasă de liceu sau două și astfel descongestionăm puțin Johannes Fonterus, care într-adevăr și sunt din partea părinților în Consiliul de Administrație, e o problemă mare a spațiului. Doi la mână. Terenul de sport este parte a acestui acord și primăria se obligă să aibă grijă și să-l întrețină. Acel teren de sport, am primit foarte multe solicitări din partea brașovenilor care ar dori, după amiază, când nu este școală, să-l folosească cum îl foloseau în trecut. E o problemă, fiindcă nu are cine să-l păzească și nu are cine să-l gestioneze. Școala nu are bani să plătească paznici pentru acolo. Ar trebui luat în considerare și văzut ce posibilitate ar avea primăria să organizeze paza acolo și la fel cum sunt parcurile și în Viena până la ora 8, ora 9 deschise, să fie și acel teren de sport deschis cu pază, desigur, și cu curățenie la toalete, că sunt niște toalete acolo, funcționale, pe care să poată să-l folosească brașovenii. Ar fi păcat să le privăm această posibilitate. Sigur, în corelare cu liceul, cu biserica, să se discute această posibilitate și să găsim... Vă referiți acolo unde se făcea Oktoberfestul? Acolo unde se făcea Oktoberfestul, sigur că da. Dar, vă mai zic un lucru, Oktoberfestul ca Oktoberfestul. E cel mai mare eveniment, unul din cele mai mari evenimente din România și sper că la anul să reușim să-l facem. Și dacă nu, mergem altundeva, nu-i problemă. Coada-i lungă. Orașele mari se bat pentru evenimentul ăsta. Dar, într-adevăr, vreau să subliniez și eu încă o dată Curtea Bisericii Negre. Curtea Bisericii Negre este sufrageria orașului nostru. Toți turiștii care vin la Brașov vizitează Piața Sfatului și Biserica Neagră. Și acea curte, această sufragerie a Brașovului este inadmisibil că stă de atâția ani nefăcută. Inadmisibil, sigur, nu analizăm de ce a fost nefăcută. Haideți să ne apucăm de treabă și să o facem, să ne prezentăm la adevărata valoare. Ne-au luat-o multe orașe înainte. Mulțumesc! Păi de ce să nu le analizăm, domnul consilier? De ce vreți să nu analizăm? Dacă vreți să analizăm, hai să analizăm. Și vă spun eu lucruri care cred eu că ar fi bine să fie știute. Pentru că așa să ne ascundem după colț și să nu ne aducem aminte de anumite lucruri. Să ne ascundem, domn primar, eu n-am nicio remușcare, să știți. Am luptat pentru acea sufragerie a Brașovului. Consilier, haideți să vă ascultăm. V-am ascultat. Curtea Bisericii Negre este proprietatea
privată a bisericii. Am pornit cu biserica discuții și am participat la multe întâlniri cu reprezentanții acestei entități și am convenit anumite lucruri care, din păcate, din partea bisericii nu s-au materializat pentru a ne da posibilitatea și a crea cadrul juridic să facem ceea ce este nevoie. Avem un proiect acolo care este făcut de către un proiectant pe care l-am recepționat. S-a făcut descărcarea arheologică și intervențiile care s-au făcut acolo s-au făcut din partea municipalității. Urmând după aceea să punem în aplicare proiectul propriu-zis, care există astăzi și Johannes Bertlev există astăzi și el este cel care a elaborat acest proiect pe care noi îl avem. Problema este că noi nu putem să facem, să implementăm acest proiect din cauza faptului că la nivelul bisericii nu s-a luat decizia ca să ne dea posibilitatea ca pe terenul privat al bisericii să implementăm acest proiect și este doar o chestiune de decizie a bisericii care ar putea să ne transfere, să-l transfere din domeniul privat în domeniul public pentru o perioadă foarte clar limitată, pentru ca noi să putem să facem acest lucru acolo. Există o discuție la nivelul conducerii care, din păcate, nu s-a materializat printr-o decizie a acestei entități. Noi nu putem să ne băgăm cu forța în viața cuiva. Și sigur că am făcut demersuri, am discutat, am analizat împreună cu reprezentanții bisericii, ne-am întâlnit de foarte multe ori la sediul parohiei de acolo. N-aș vrea să vă detaliez, să vă povestesc o grămadă de lucruri de acolo care vă privesc într-un fel și sunt niște lucruri care sunt doar de natură personală, dar poate în privat o să vi le transmit și o să vi le spun și o să vedeți că o să vă schimbați foarte multe păreri din acest punct de vedere. Și mai mult de atât am făcut demersul și am retrocedat bisericii imobile care au fost recepționate și preluate de către biserică, care sunt astăzi într-o anumită stare. Am convenit împreună cu dumnealor să derulăm niște etape de proiectare. Am stabilit câțiva pași din acest punct de vedere foarte important și am introdus colegii Johannes Onterius pe lista pe care ați aprobat-o cu ceva luni în urmă în ceea ce înseamnă parteneriatul de finanțare cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru reabilitarea acestor imobile. Face parte dintr-un pachet de investiții la nivelul municipiului Brașov, ce înseamnă eficientizare energetică a unităților a clădirilor publice și alături de colegiul Andrei Șaguna, acest pachet de finanțare din parteneriatul cu Banca Europeană se referă la toate imobilele care astăzi sunt proprietatea bisericii și care vor intra într-un proces de reabilitare foarte amplu în următoarea perioadă. Referitor la terenul de la fostul liceu sportiv, să zic așa, la care faceți referire. Este decizia bisericii care stabilește că acolo nu există posibilitate și nu este voie să se intre, pentru că este o proprietate privată, decât cu acordul entității respective și a școlii, să zic așa, din acest punct de vedere. Acolo se pot derula activități împreună cu municipalitatea, doar din punct de vedere educațional și cu o participare într-un mod organizat de competiții sau de activități sportive sau educaționale în privința aceasta. Am semnat și un contract de comodat cu biserica în ultima perioadă, referitor la ce înseamnă acest parcurs. Și cred că din acest punct de vedere suntem pe un drum bun, ca să spun așa, în general. Acum, poate că activitățile care s-au desfășurat de-a lungul anilor pe acest amplasament de la liceul sportiv, dacă din veniturile care s-au făcut acolo cu activitățile comerciale de-a lungul anilor se lăsau mai mulți bani la școală, și nu doar atâta cât s-au lăsat, pentru că știm câți, și
Poate că astăzi erau mult mai multe lucruri care erau astăzi gestionate și rezolvate altfel din acest punct de vedere. Dar vă asigur că facem tot ceea ce trebuie ca să ajungem acolo unde trebuie din punct de vedere al investițiilor, al dotărilor, al amenajărilor și al reparațiilor care sunt necesare și facem acest lucru în parteneriat cu reprezentanții colegiului, cu directorul, cu echipa de școală și cu cei care sunt din partea Consiliului din parohia respectivă, din partea Bisericii Evanghelice. Mă rezum doar la atât, ca să, și mi-am ales foarte bine cuvintele, ca să nu să simtă cineva într-un fel sau altul afectat, dar în concluzie vă asigur că suntem pe un parcurs bun și toate interpretările care au fost traduse de către unii sau de către alții pe acolo, pe la Consiliul de Părinți, pe la alte întâlniri de genul acesta, și vă asigur că știu despre cine este vorba, nu face decât să vorbească doar să se afle în treabă și lansează o serie de afirmații total nefondate, incorrecte și sunt niște, pur și simplu, niște afirmații răuvoitoare și doar atât. Dar în rest, vă asigur că facem ceea ce trebuie. Mulțumesc. Da. Mulțumim și noi. Totodată aș dori să trag un semnal de alarmă față de toate societățile care au folosit acel teren, societățile comerciale care au folosit în alte scopuri decât sportiv acel teren de sport, care acum arată ciuruit de la găurile care s-au dat pentru fixarea corturilor mari. Poate ar trebui să facă o participare și să discute cu Consiliul de Administrație al liceului pentru a suporta cheltuielile legate de asfaltarea acelei suprafețe de joc. Bun. Acestea fiind spuse, vă rog frumos să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Până în prezent avem 21 de voturi din toți cei 21 de doamne, domni consilieri conectați. Oprim formularul de vot și voi da citire rezultatelor. Pentru punctul 24 avem 19 voturi pentru, 2 abțineri. Pentru punctul 25 avem 19 voturi pentru, 2 abțineri. Punctul 26, 21 de voturi pentru. Punctul 27, 21 de voturi pentru. Au fost aprobate toate proiectele. Bun. Mai avem un singur formular din ședința de astăzi. Sunt punctele de la 28 la 30. Punctul 28. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie asupra terenului situat în Brașov, strada Crinului, în favoarea proprietarilor construcției. Comisiile 1 și 5 au avizat. Punctul 29. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropiere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov, strada Argintului. Comisiile 1 și 5 au avizat. Și punctul 30, proiect de hotărâre privind cooperarea cu comunitățile minorităților naționale din municipiul Brașov pentru desfășurarea de evenimente culturale prin utilizarea infrastructurii culturale aparținând municipiului Brașov. Comisiile 1, 4, 5 și 7 au avizat. Da, domnul primar. Dacă îmi permiteți, la acest pachet aș vrea să fac două referiri la două puncte care cred eu că sunt importante să fie cunoscute sau detaliate pentru cetățeni. La punctul 29 avem o problemă care este foarte cunoscută, este strada Argintului în Brașov, în zona Tractorul, unde situația își, într-un parcurs, cred eu, foarte scurtă și va găsi o rezolvare. Este vorba despre tronsonul de stradă Argintului, care face legătura cu Ioan Socec și care arată foarte, foarte rău din cauza faptului că este o proprietate privată. În planul urbanistic zonal al Brașovului, acolo este prevăzută stradă. Cu mulți ani în urmă, proprietarul a dezmembrat și a vândut parcele de teren unor persoane fizice sau juridice, dar a ținut terenul aferent drumului ca și proprietate separată, urmând după aceea să mai facă un demers, poate și eu știu, să mai
câștige sau să folosească într-un fel lucrul acesta. Am fi vrut de mult să intervenim pe această stradă și acest lucru este foarte cunoscut. N-am avut cum pentru că era această problemă juridică. În ultima perioadă am intrat în discuții cu un executor judecătoresc care trebuie să pună în aplicare o decizie, o sentință sau o asemenea, un asemenea demers. Ne-a prezentat o asemenea situație. După această hotărâre de Consiliu Local, noi o să facem demersurile necesare și o să ne închidem cu executorul și o să preluăm această stradă practic în domeniul public al municipiului Brașov și după aceea vom face intervenții necesare pentru a face efectiv lucrări de infrastructură rutieră pentru a face legătura între zonele existente și strada Ioan Socek. Vă spun acest lucru pentru că sunt foarte mulți oameni afectați din acest motiv și mă bucur că am reușit într-un final să ajungem după foarte mult timp să găsim o soluție de rezolvare a acestei probleme. De asemenea, tot în zona respectivă am mai făcut un pas și referitor la alte tronsoane de străzi cu Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu entități care aveau sechestre sau asemenea măsuri puse pe anumite, la fel, tronsoane de străzi care sunt prevăzute în planul urbanistic zonal. Am ajuns la un acord și cu Direcția Finanțelor Publice, de asemenea să putem să intervenim și să facem aceste lucrări necesare în zona respectivă, care să fluidizeze și să permită accesul înspre și dinspre zona respectivă la legătură cu strada Ioan Socek. Spun aceste lucruri pentru că eu cred că sunt necesare, sunt importante, pentru că sunt foarte multe zone din arealul respectiv, care astăzi sunt, mai suntem încă în instanță cu strada 1 decembrie 1918, unde derulăm un proces și dacă vom ajunge să rezolvăm și această problemă și o să avem o hotărâre favorabilă, vom putea să facem și acolo intervențiile necesare pentru a aduce situația de acolo într-o stare de utilitate bună, altfel decât este acum. Cred că este important să cunoaștem acest lucru și cred că Alexandra Crivineanu, dacă ne aude acum, știe despre ce este vorba, pentru că am discutat cu referire la acest aspect cu mult timp în urmă și semnăturile care le avem de acolo ne-au ajutat foarte mult în acest sens. La punctul 30 este vorba despre proiectul de hotărâre care a fost propus ca și hotărâre, ca și idee luna trecută, în ședința trecută, se referă la posibilitatea ca în cadrul instituțiilor sau infrastructura obiectivelor de interes cultural în municipiul Brașov să poată să deruleze activități culturale, comunitățile altele decât, ce știu eu, nu numai românii, dar și maghiarii, și germanii, și, ce știu eu, romii sau alte asemenea etnii, să poată să deruleze activități pe baza unui program, a unui grafic de activități culturale, cu specific etnic, care să poată să fie derulat prin acest sprijin pe care să-l punem la dispoziția acestora, cu condiția ca aceste etnii, aceste entități, să își organizeze activitatea culturală specifică cu diferite, ce știu eu, trupe, teatre, asociații sau asemenea alte structuri organizatorice și să integrăm în cadrul programului instituțiilor de cultură în cursul unei săptămâni să fie o zi sau o perioadă dedicată inclusă în program și toată comunitatea să cunoască acest lucru și să poată să participe din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult! Și după aceea o să pot să mai completez cu altceva după ce votați. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Vă rog frumos la punctul 29 să mai voteze colegii. Până în acest moment avem 19 voturi din 21 conectați.
Haideți să închidem votul. Da. Deci 19 voturi. Rezultatele sunt următoarele. Pentru punctul 28, 19 voturi pentru. Pentru punctul 29, 19 voturi pentru. Pentru punctul 30, 19 voturi pentru. Au fost aprobate toate proiectele. Da. Dacă îmi permiteți, și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, să punem tuturor mărilor sau ce are legătură cu acest nume pentru ziua de mâine, de Sfânta Maria, să le spunem tuturor cetățenilor municipiului Brașov care serbează această zi, chiar dacă avem Maria Mare, Maria Mică, cred că este important ca să cunoaștem acest lucru cu specificul respectiv și să le spunem să aibă o zi plăcută, frumoasă, să se bucure toți cei care au în familie sau poartă acest nume, să aibă o zi frumoasă și să se bucure din plin de această zi importantă pentru noi toți și din punct de vedere religios, de asemenea, să cunoaștem că mâine este această sărbătoare importantă pe care o sărbăm și pe care trebuie să o parcurgem mâine. O zi frumoasă vă doresc dumneavoastră și celor care sunt în această situație. Bun. Mulțumim mult. Iată-ne și la finalul, am parcurs toată ordinea de zi a ședinței de